Facturile românilor la utilități au crescut de la 77% în 2010 până la 124% în 2021, această creștere fiind cea mai ridicată din Uniunea Europeană, potrivit unui infografic Monitorul Social. Creșterea prețurilor la utilități în România a depășit cu mult rata inflației generale, ceea ce înseamnă că românii plătesc mai mult pentru toate cheltuielile curente. Însă creșterea de prețuri cea mai mare a fost înregistrată la facturile pentru utilitățile casnice, arată infograficul. Cu termenul de referință a prețurilor la utilități din 2015, facturile românilor la utilități au crescut de la 77% în 2010 până la 124% în 2021. Această creștere este de departe cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Media UE 27 pentru creșterea prețurilor la utilități a fost de la 89% din prețul de referință în 2010 până la 110% din prețul de referință în 2021. Creșterea acumulată a prețurilor la facturile electrocasnice din 2010 până în 2021 este de 61%, de departe cea mai ridicată din UE, arată infograficul. Pe lângă creșterea totală de prețuri cea mai ridicată, România a înregistrat constant și printre cele mai mari creșteri anuale ale facturilor. În fiecare dintre anii 2011, 2013, 2018 și 2021, facturile au crescut cu măcar 8%, cea mai mare rată de creștere a prețurilor din Uniunea Europeană.